Misiunile de durată în spațiu, precum călătoriile spre Marte, ar putea deteriora sistemul imunitar al astronauților, arată un studiu recent. Cercetătorii au analizat probele de sânge prelevate de la 8 astronauți ce au efectuat misiuni în spațiu cu o durată de aproximativ 6 luni la bordul stației spațiale internaționale. Ei au descoperit un impact negativ semnificativ asupra așa numitului ucigaș natural, globulele albe ce distrug cancerul. Potrivit autorului studiului, Richard Simpson, atunci când au fost comparate probele obținute în timpul călătoriei în spațiu cu cele anterioare zborului, s-a descoperit că funcțiile globulelor albe scad în timpul zborului în spațiu. Acest lucru ar putea reprezenta o problemă pentru astronauți și planificarea viitoarelor misiuni. Cancerul reprezintă un risc major pentru astronauți în timpul zborurilor îndelungate din cauza expunerii la radiații, a declarat Simpson.